În primul rând, Partidul Democrat Liberal, un partid unit. Vă spuneam, nu mai suntem la guvernare, nu mai apasă pe umerii noștri răspunderea guvernării, dar avem obligația, tocmai de aceea, să strângem rândurile, să reconstruim partidul, să recâștigăm inimile românilor și să câștigăm viitoarea legii generale. Și împreună vom face lucrul ăsta. Numai dacă vom rămâne uniți, sper să rămânem uniți, sunt convins că vom rămâne uniți, vom revitaliza partidul. Îl vom restrânge în jurul valorilor consacrate care ne-au făcut să câștigăm atâta bătălii. Am fost, sunt și voi fi un președinte care unește, nu dezbine. Și am convingerea că voi fi președintele unui partid democrat liberal unit. Un partid democrat liberal puternic. Numai că un partid puternic, oameni buni, este un partid care se bazează pe valori, care are proiecte care rezultă din dezbaterile dintre noi. Are proiecte. Un partid care respectă valorile și astfel răspundurilor, colegi, valorile în care cred nu ne schimb de la lună la lună sau de la an. Așa după cum bate vântul. Eu vă spun doar două lucruri. Unele din valorile noastre, la care ținem foarte mult, două foarte importante, dreptatea și libertatea. Oare totdeauna am fost drepți între noi? Oare tot timpul ne-am măsurat cu aceleași unități de măsură? Libertatea. Unii au fost mai liberi decât alții. Unii și-au permis să critice guvernul Boc, deși făceau parte din guvernul Boc, de-a doua zi după ce Boc câștigase președinția partidului. Alții, altora, era frică să vorbească. Dublul limbaj distruge partidul. Un partid este puternic dacă se bazează pe fiecare militar. Pe profesionalismul fiecărui militar. Pe organizații teritoriale puternice, cum îi zicea din Suceava.